Încă din urmă cu 2 ani, administrația publică locală din orașul Hațeg a pornit procedurile în vederea reabilitării mai multor străzi și trotuare din localitate. Deși specific României, aceste proceduri au durat destul de mult, de curând s-au început și lucrările propriu-zise, care se derulează în cadrul unui proiect european. Deja pe o parte din străzile pe care s-a lucrat și a fost șantier, deja s-a turnat primul strat de asfalt și începe să prindă contur și să arate frumos drumurile din Hațeg. Din cauza vremii însă, lucrările se derulează puțin mai greu. Sperăm să ne ajute și vremea, pentru că dacă vremea era și ținea cu noi, era bună și ținea cu noi, erau mult mai avansați, dar așa nu se poate turna asfalt pe ploaie, pentru că nu vrem să ne batem joc de bani și de străzi, că alți bani nu vor mai veni pentru aceste străzi în grabă. Termenul de finalizare a proiectului de modernizare a străzilor este 1 iulie 2015. Banii pentru aceste lucrări provin din fonduri europene, iar valoarea proiectului este de 6 milioane de euro.